Ne-am întors în direct, ora a doua, o ediție de început de săptămână și săptămâna și ediția efervescente. Zi, Sorin, că te-am întrerupt. Amintiți-vă că atât Oprescu, Sorin Oprescu, cât și Marian Vanghelie au câștigat mandate de primar la Primăria Capitalei și la Sectorul 5, luându-se la ceartă în momentul respectiv și din afara Partidului Social Democrat. Susținuți de o bună parte a Partidului Social Democrat, dar asta s-a întâmplat. Iar doamna Firea... Până îl găsești bine. Am înțeles. Eu îți spun, prosteala cu Oprescu nu mai spune. Prosteala cu Sorin Oprescu, oameni buni. Păi sunteți mulți și prea tineri, ca să mai țineți minte. În 2008, Sorin Oprescu era umblat. Era omul domnului Ion Iliescu, candidat pentru PSD. Vezi, doamne, să certase cu PSD-ul ca să prostească proștii, că nu-i cu PSD-ul. PSD-ul nu și-a făcut campanie și n-a pus candidat serios și atunci a câștigat Oprescu. Hai că n-are sens, credeți-mă pe mine. Da, Doru Mărie, știu că ești la telefon, îți mulțumesc mult imediat că vreau să ne lămurim. Știți că dacă am o nelămurire, o rezolvăm pe post, în direct, transparent, necenzurat. Teddy, în timp ce vorbesc cu Doru Mărie, sună pe cine mi-ai zis tu că sună de la CNAIR, ca să discutăm de cum a ajuns România să fie pusă la colț de mari investitori în cazul de față Ford. Ați auzit de firma Ford? Dacă n-ați auzit de Ford, trăiți degeaba pe planetă. Deci Fordul, președintele Ford România, s-a dus personal să verifice situația, pentru că a făcut o oră, citesc din Facebook-ul domnului cu pricina, o oră ca să traverseze Balșul sau ceva de genul. Da. Eu l-aș critica. A mers repede o oră. A? Eu am stat 3 ore acolo la Balș. Ascultă-mă puțin. Eu l-aș fi criticat pe dânsul. Băi, cum vii tu la noi în țară să ne faci nouă regulile? Numai că omul dacă nu se cel de în continuu pe domnul Cuficea. Băi, dar auzi, ideea e așa, oameni buni. Nu pot să-l critic pe omul ăsta. De ce? Pentru că Ford România înseamnă export de mașini, locuri de muncă, PIB. Înseamnă o grămadă de lucruri. Și omul are dreptate, pentru că niște guvernanți, unii dintre ei irresponsabili, au ieșit și i-au spus și lui și nouă, proștilor. Nu irresponsabil, nu, mă, infractor. Da, mă, o să merg la Mărie și lasă-mă să-mi termin fraza, Teddy, că eram în mijlocul unei fraze. Deci, ce au făcut guvernanții, au spus, băi, până la sfârșitul anului terminăm drumul rapid Craiova-Pitești. Până la finele anului ăsta. Bine, o să avem CNAIR-ul la telefon, acum este Doru Mărie. Ce ai vrut să spui, Dorule, de ce mă corectezi în propria emisiune, că nu e vorba de Iohannis Dăncilă, ci de Iohannis Teodorovici. În primul rând să vă mulțumesc, în al doilea rând să vă salut și pe dumneavoastră și pe invitați și pe telespectatorii. În al treilea rând, nu fac corecturi, nu-mi permit. Eu vorbesc cu dumneavoastră, nu vorbesc și nu-mi permit să fac corecturi în timpul emisiunii. Am spus doar o informație în care eu cred. Teodorovici și cu domnul Iohannis. Domnul Mărie, și e vreun argument în această afirmație sau e doar așa, ați dat în bobi? Da, nu, este un argument, domnul Teodorovici este bun, se poate pregăti, e tânăr, merge să facă un exercițiu anul ăsta ca să candideze, peste 4 ani vede el dacă mai candidează sau nu. Doamna Dăncilă trebuie protejată, că a fost, eu v-am spus că e mai bărbat decât toți bărbații din PSD. Dorule, îmi dai voie să te întreb ceva așa mai delicat, mai ingrat, mai cum vrei tu, ha? Sigur. Care este candidatul, după părerea ta, al Moscovei în finala din iarnă, la prezidențiale? Teodorovici. Poftim? Teodorovici. Mulțumesc mult, a fost Doru Mărie și am vrut să-i testez încă o dată corectitudinea și promptitudinea. A răspuns, din punctul meu de vedere, corect și prompt. Mersi mult, Doru Mărie. O să avem și CNAIR-ul, când spui tu, Teddy, când avem reprezentantul CNAIR, să vedem. Salut, Aline, la telefon. Alin Șervănescu nu este decât purtător de cuvânt al CNAIR-ului și unul dintre oamenii care, mediatic vorbind, răspunde la toate necazurile la care ar trebui să răspundă șefii lui. Ia zi, Aline. Să fac ce pot. Da, frate, știu. Pentru o sumă modică lunar, faci și tu ce poți la CNAIR. O sumă spectaculoasă. Lăsați, vă rog, frumos. Cu banii dumneavoastră mi-aș asigura traiul, cum să zic, liniștit până la pensie. Vreo săptămână, cred. Domnul, vă rog să ne spuneți și celor de acasă, și mie, și invitaților mei, cum e posibil și de ce s-a ajuns ca un lider atât de important în economia românească, președintele Ford România, să iasă atât de vehement. Iată, avem postarea domniei sale pe post, iată-o. Domnul Ian Pearson, un britanic foarte, foarte pedant și foarte corect și foarte, cum să zic, prompt, iese și ne dă cu capul de pereți. De ce?
E, să nu exagerăm. Domnul Pearson și-a exprimat o, nu știu, o opinie personală, cred eu. Adică da, nu o opinie în numele adică Ford, acolo era, în primul rând. Drumul era în regulă, dumnealui e așa, pe lângă subiect. S-a cam adică, adică nu e pe lângă subiect, că... A, bine, hai că reformulez, domnul purtător de cuvânt. Aline, dragă, la sfârșitul anului, așa cum ați promis, drumul acesta va fi gata? Nu, stai, să ne lămurim. N-am promis că va fi tot drumul gata, am promis că o parte din acest drum va fi finalizată. Ce v-ați spus? Bravo! Și asta, păi da, nu, păi, să fim atât la declarații. Bravo, domne, corect, nu va fi tot. Va fi o parte din el. Din respect pentru tine și din prietenie pentru Răzvan și Radu, care la emisiunea de după mine te invită foarte, foarte des, îți spun așa. Cea mai mare plăcere. Da, îți spun așa, nu o să te întreb, Aline, care este procentul de drum finalizat la sfârșitul anului, pentru că risc să aud un procent să mă enervez și am și mâncat înainte de emisiune. Noi am zis că din 50 de kilometri vom finaliza anul ăsta 17 kilometri, dar trebuie să vedem un lucru. Anul ăsta 17? Da. Bă, pleacă Ford! Băi, Aline, ești nebun! Pleacă Ford-ul din țară, frate! Dar de ce urlați, Aline? Stai să-ți explic. Vezi că noi suntem anul ăsta în perioada de proiectare de 12 luni. Practic, constructorii nici n-ar trebui să lucreze acum. Doamne, bă, sper deci să nu se... Deci ar trebui să fie în fața de proiectare, abia anul viitor ar intra în fața. Băi, Aline, Aline, sper să nu se uite domnul de la Ford la emisiunea mea. Domnul de la Ford să facă bine să se uite, pentru că acum, cum noi nu-i dăm dânsului sfaturi cum să facă automobile, bine ar fi să nu ne sfătuiască nici dânsul pe noi cum să facem drumuri. Adică să ne vedem fiecare de ce știm să dar facem. Dar noi vă putem sfătui, de exemplu? Aveți tot dreptul să noi ăștia care plătim taxe și impozite, vă putem sfătui? Adică vă ducem într-o constatare. Noi avem regia asfaltului, dar avem asfalt. Aia înseamnă că banii au fost furați în mod sistematic, constant și continuu. Nu. Ce nu? Nu m-ați înțeles. Cele mai mari fraude în România s-au făcut la firma, metaforic vorbind, pe care dumneavoastră o reprezentați acum. E companie. Dacă nu avem decizia ale instanțelor care să demonstreze. Corect, bravo, nu are dreptate, nu mai vorbim jurist. Aline, bravo, Aline, bravo, tată, tu ai dreptate, jur. Se vede că ești gazetar bătrân și nu faci, o faci după știmă, după ureche, după partitură. Băi, Mulțumesc. Aline ți-a spus așa, nu vrei, domnul președinte SNPPC, să-mi arăși mie o decizie irevocabilă, executorie și definitivă, că un lider CNAR sau CNADR, că, Doamne iartă-mă, a fost condamnat? Nu există, mă, băiete. Domnul Barbu. Și nici nu o să, ascultă-mă pe mine. Și nici nu o să existe. Premoniție, predicție, cum vrei, nici nu o să existe, mă, mitică. Păi la banii a mulți care s-au furat acolo, e vorba în de... În primul rând, pentru CNA, spun că eu dezavuez verbul a fura... Mi-a luat. Corect. Prima dată să existe decizia la instanță, știu că un singur, da, o singură persoană din Naira a fost condamnată, că primise un cadou, un DVD și nu știu ce joc. Știți cine este instanța pentru mine, instanța supremă? Faptul că noi facem 100 de ore până la Brașov sau 700 de ore. Și faptul că dacă intrăm... Și aici exagerăm. Lăsați-mă să termin fraza. Nu facem 100 de ore. Haideți să facem altfel. Să intrăm să verificăm facturile dumneavoastră. Da. Da, să verific, dar cineva autentic, nu vrăjeală de asta, nu... Ce facturi, domne? Uite, să mă duc eu două săptămâni să le verifică facturile de acolo. Și vă scot toate infracțiunile de acolo. Să știți o chestie, că dar am un dreptul legal să lăsați-mă pe mine o lună în facturile lor. Să vină la noi să lucreze cu noi. Și dacă pot să facă mai bine, îi punem în facturile să vedeți că s-a furat acolo, eu personal. Vine și stau deci eu vă aștept, serios, și lansez o invitație publică. Toți cei care au impresia că pot să facă mai bine decât tu, trebuie să facem aici. Nu e vorba de făcut mai bine, e vorba de furat mai puțin. Înțelegeți diferențele? Mai bine însemnând domnul, și așa zis un furat, până când avem decizia instanțelor să nu ne pronunțăm. Că sunteți într-o situație delicată și ingrată. O întrebare gazetărească, dacă tot... fără să ne spuneți numele ei, vă rog frumos, aveți idee, în instituția dumneavoastră se cunoaște numele autostrăzii elea CAP, care va fi gata CAP-coadă, fără să ne spuneți numele ei. Că de la doamna nu, premier n-am înțeles. Deci nu știu și rămâne să aflăm și noi. La fel, nu vreau să mă se pronunț. Bravo, Alin! Bravo! Bă, ți-am spus că sunt fanul tău. Eu sincer... Bă, ca să fiu sincer, stimați telespectatori, omul din imagine, purtătorul de cuvânt de la CNADNR, CNAR, cum se cheamă ea, este unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun, nu, că nu sunt paranoic. E unul dintre cei mai buni purtători de vorbe, adică Madame Dăncilă sau oricine altcineva ar fi eu în locul lor, îi spuneam ăluia de la CNAIR, băi, prietene, lasă-ne, dă-l încoace, că le-am luat noi. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, Tudore, dacă nu mă caută Volga Neagră după constatarea asta, să plecăm noroc. Stai așa, Aline. Sunt de acord cu dumneavoastră. S-a ascuns cu atâta mai
strie frauda aia de 30 de ani băi, din băi, zona asta, ascultă-mă, e un talent. Să știi, să ascultă-mă, băi, băi, stai așa, Aline, ca să le dau letala să vadă lumea cine ești. Bă, dacă băiatul ăsta, dacă omul ăsta, dacă jurnalistul ăsta reușește să scoate la vopsea zilnic, săptămânal, cum vrei, CNAIR-ul care este moartea, să mă dea în judecată CNAIR-ul, că mă explic în instanță la ce metafora, jurnalistic vorbind, e moartea. Ia, metaforic vorbind. Metaforic vorbind, da. Bă, reușește să-i scoată la vopsea pe aia, băi. Ce este... să scoată, domnul Barbu? Domnul Barbu, când mergi până la Predeal și faci 7 ore, ce vopsea să scoți? Dar și poporul merită, bă, mitică. Merită poporul. Face 7 ore de 30 de ani. Asta cu merită poporul, ia zica la fileu, merită poporul. Ne-au furat în formă continuă. Și care a fost protestul, mă? Protestul poporului român. La faptul că și omoară tinerețea pe Valea Prahovei, care e protestul? Păi da, și ei au furat tot. La faptul că se lucrează, pe autostrada Soarelui când lumea pleacă în concediu. Care e protestul românilor? Niciunul, mă. Nu se mai lucrează. Am ținut cont de dorințele hotărierilor și nu mai lucrăm. În vara asta nu mai lucrăm. Bă, dar recunoaște, Aline, că dacă nu se ridicau hotărierii de la mare cu coasa pe voi, erați în stare să opriți A2-ul. Să spunem că a influențat. Bine. Deci a influențat. Deci... Cum explicați dumneavoastră că nu avem asfalt și avem rege asfaltului? Cum explicați lucrul ăsta? Nu știu dacă au fost încoronați oficial, așa că nu mă pot promina. Nu, e o metaforă. Deci, eu vreau să știu așa, și aici întrebarea e... În fapt, ei au bani mulți. Stai puțin, că sunt toți românii. Bă, toată România e pe șosea. Aline, bănuiesc că și tu ai rude, prieteni, vecini care merg pe drumuri ca și noi, pe aceleași drumuri ale țării. Toată lumea este interesată să uită la tine, pentru că ești purtător de cuvânt al instituției care ar trebui să le facă drumuri. Eu te întreb așa. Da. Dacă vrei să răspund sincer, bine. Dacă nu, hai să evităm, râdem. Știi că răspund doar sincer. Aline, șefii tăi au luat în serios sau au luat la ștocăreală, în glumă, postarea șefului Ford România? Acum, orice operator economic, să fim serioși, are dreptul să-și exprime o opinie. Dar opinia asta trebuie să fie și avizată. Și asta am încercat să explicăm domnului Ian Pearson. Practic, dânsul se pronunță oarecum grăbit, pentru că practic anul acesta... Lasă-mă să termine fraza! Suntem în perioada de proiectare. Deci, practic, noi măcar nu putem să-i obligăm pe constructori să facă mai repede decât prevede contractul la Bulgaria. Când ați fost în Bulgaria ultima dată? În Bulgaria când ați fost ultima dată? Să vedeți diferențele. În Bulgaria, când lucram în Ministerul de Externe, am fost la Sofia cu 5 ani. Dar acum, de curând, să vedeți diferențe cum fac oamenii acum lucrează? Am 72 de zile de concediu de obținut. Băi, Alin, eu îi spuneam lui Mitică, bă, Mitică, profit că suntem numai noi doi și cu Tudor. Și îți spun sincer, la banii mei nu mai merg, mă, cu mașina de mult. Adică trenul, nu? Am depășit, am elicopter și am avion, am altele. Numai. Eu aș fi spus adevărul. Eu mai am o întrebare. La care sunt convins că vă răspunde la fel de sincer, sinceritate pentru care deja îl felicit a doua oară. Dom'le, dacă nu v-au pus în joc de glezne postările de pe pagina de Facebook ale domnului Ian Pearson, i-au determinat pe colegii dumneavoastră să caute lopețile, târnăcoapele, declarația doamnei Dăncilă de la Congres cu cap-coada asta autostrăzi, așa, dom'le, chemați oamenii din concediu, vă pregătiți să lucrați 24 de ore din 24, că cine știe unde începe campul și unde se târnă coada. Înainte să ne apucăm să lucrăm, trebuie să știm prima dată ce trebuie să lucrăm și cine va lucra. Am și eu... Aveți un purtător de cuvânt pe care încă o dată îl vii. Dom'le, dar un cititor în gândurile premierului n-au putut să angajeze la banii ăștia. Auzi, te întreb și eu, Alin. Obiectul nostru de activitate e construcția drumurilor, nu? Ai un dram de încredere în mine, Alin, că sunt un gazetar care poate scrie un A4 fără să pună virgula între subiect și predicat. Sunt sigur. E adevărat, nu, întreb acum public, retoric aproape. Da. E adevărat că dați 72.000 de lei pentru 3 știri? Că la banii aia v-aș scrie măcar o știre pe zi, dacă nu una pe săptămână? Nu sunt 3 știri, sunt 72.000 de lei date pentru o campanie pentru reducerea accidentelor. Și aici vă zic cinic vorbind, deci să ne limităm la cifre seci și reci. O viață de om a fost calculată de unii mai cinici ca noi la 1.000.000 de euro. Dacă după campania asta un singur om va scăpa, atunci eu cred că își merită banii. Bravo! Întrebare! Aline, te pot întreba ceva? Stai puțin, Mitică. Lăsați-mă și pe mine. Te rog. De ce nu ați investit banii ăștia în infrastructură ca să... Haide-mă, lasă că are dreptate campania. Nu, acum, pe bune, în orice țară se face o campanie. Stați-mă cu campania. Eu ți ofer, Aline. Repet, sunt deschis colaborării cu toți colegii din presă pe acest tip de campanie. Uite, public anunț CNAIR-ul prin intermediul
purtătorului de cuvânt oficial al instituției că emisiunea mea dorește să servească intereselor publicului larg și mă pun la dispoziție contra unei sume modice pentru a face ce campanie doriți voi la CNR. E bine? Și deci mă prezint și mă prezint cu un dosar Alin și mă prezint cu un dosar. Mă prezint cu un dosar beton al meu, al producătorului, al televiziunii și al efectelor pe care le-au avut campaniile pe care televiziunea asta sau eu le-am făcut în viața mea și sunt greu de bătut pe greu de bătut pe piața românească. Știi că sunt deschis campaniilor cetățenești. Nu ar fi prima dată când fac campanii. Bine, bine Alin, pentru că dacă așa stau lucrurile, este corect. Deci dacă o viață, dacă o viață de om este corect, numai că eu nu știu dacă aceste... Domnul Alin, că la câtă fraudă, dacă ziceți că 1 milion de euro costă o viață de om, câte vieți ați luat prin furturile dumneavoastră, instituția? Câte vieți de oameni ați luat în România prin frauda de la ministerul dumneavoastră? Câte vieți? Câte sute de milioane de vieți ați luat? Câte sute de milioane? Lipsa infrastructurii creează cea mai mare problemă în traficul din România. Restul sunt povești. Lăsați-ne cu poveștile și acum vă zic sincer. Ia ziceți-mi sincer. Și omoară oameni. Ci cum n-am înțeles? Cum trebuie omoară alți oameni? Cum n-am înțeles ce a spus? Zic, știți că nu drumul omoară oameni, ci oamenii care circulă impropriu pe drumuri omoară alți oameni. Haideți că suntem oamenii care mai circulăm prin lumea asta. Tocmai. Și vedem diferențele. Alin, îți mulțumesc mult. Și eu și oricând cu cea mai mare plăcere. O să-mi depun oficial oferta pe site-ul deschis publicului larg ca să vedem dacă într-adevăr aceste colaborări sunt pe bază de valoare, criterii de eficiență și atenție, nu sau dincolo de orice suspiciune, beyond any reasonable doubt, că ar fi o cârdășie murdară și o șpagă mascată. Eu o să-mi depun oficial pe site-ul CNR. Au depășit toate fazele astea, se spaga direct acolo, lumea e mască. Nu mai faceți acuzațiile astea, domnul Coarnă, că mă trimite șeful lui. Alin e un băiat isteț. Și un băiat șeful mă trimite la CNR să răspund. Mergem cu CNR-ul la regea. Mergem cu CNR-ul. Lasă-mă și pe el la telefon, cum vrei să vorbească? Mergem cu CNR-ul la regea asfaltului acasă? Mergem acolo? Hai să mergem acolo, să vedem la fața locului. Să vadă oamenii cum s-a furat în țara asta. Mergem la regia, la regisor, la prinzișuri. Haideți, domnule, fiți oameni serioși. Nu mai lăsați-mă. Te scot eu la afirmația asta, stau lângă tine și spun așa, oameni buni, la ce partide au stat, stau și vor sta în spatele regilor asfaltului, merge, cum îl cheamă, Coarnă, merge degeaba la ea acasă. Ai altă discuție. Ca să știți, la ce partide au stat, stau și vor sta în spatele regilor asfaltului, mergem degeaba la ea acasă. Ok, sunt de acord cu dumneavoastră. Mersi mult, Alin, toate cele bune. Și eu mulțumesc și invitațiilor, domnul Coarnă, este fenomenal ca de obicei. Da, ok, uitați cum procedăm, dar știu că nu o să am posibilitatea asta, juridic vorbind. O lună de zile de mască, dar să mă lase cineva acolo, să mă investească oficial. Și vă scot eu facturile și furturile de acolo. Bine. Domnul Coarnă, eu vă aștept și chiar vă invit. N-am voie, uite să spun ceva. Eu cred... dumneavoastră știți și eu știu că n-am voie să intru acolo. Restul discuții. Mersi mult, Alin. Mitică, fac și eu așa discuție cu tine de un minut. Da. La cât de ferm a fost omul ăsta când ți-a spus numai că te invite și aștept să verifici, crede-mă că toate documentele sunt în regulă. E atât de per... Știi cum... Băi, prietene, știi când s-a furat în România cu legea? O să spun altfel. Dacă ești într-o primărie sau la ministerul ăsta și vezi cheltuielile, domnule, zici că ești în Las Vegas. Când ești din primărie și din sediul lor, îți dai seama cât au furat. Înțelegeți? Vreți să vă dau un exemplu? Da. La primăria sectorului 1, administrația școlilor, au angajat contracte pentru studii de fezabilitate în valoare totală. La anul acesta, de când s-a votat bugetul, adică din mai și până la jumătatea lunii iunie, de 2.700.000 de euro. Numai studii de fezabilitate. În unități de învățământ. Vă dați seama la ce preț ar trebui să se ridice lucrările, la ce valoare ar trebui să se ridice lucrările dacă studiile de fezabilitate sunt de aproape 3 milioane de euro? Informația e publică, nu mi-a dat-o cineva, e pe site-ul de achiziții. Pe asta o ia acum, studii o ia de fezabilitate doar în sectorul 1. Doar la unitățile de învățământ din sectorul 1. Știți câte unități de învățământ au scăpat fără studii de fezabilitate, fără 200? Niciuna. Ai auzit, Mitica?
La care casă te mai duci acum? Domne, e legal. La doamna Andronescu, la primarul de la Dan Tudorache, la cine te mai duci acasă, Mitica? Domne, acum? Că ți-a spus omul ăsta în direct. Domne, e pe site-ul de achiziții. La cine te mai duci tu acasă, domne, să verifici 2 milioane și ceva de euro, doar studii de fezabilitate în școli, iar copiii, zile, mă, au avut, mă, ce ne trebuie la bac? La cei care au plătit dimineața la ora 6 cu autorizarea de percheziție. Haideți, domnul Barbu, lăsați-mă cu de-astea. Au câștigat două firme. Câștigat două firme. Două firme. E public, domne. Da. La ora X se lansează oferta, la X și 7 minute deja s-a încheiat tranzacția. Și în 5, 6, 7 minute. Dar e legal, domnule? E legal? Eu întreb ce au făcut partidele de opoziție. Îmi propunea Teddy o știre cu parchetul militar, cu 10 abunute, pentru că e un subiect complicat și ar trebui să discutăm mult pe tema asta. Hai să dăm repede știrea, să nu știu lumea că avem 5-10 moșmoane, de dăm știrea. Nu m-ați lăsat că Râmnicu Vâlcea. Uite acum, fii atent, 10 secunde și după aia urmezi tu. 10 secunde să dăm știrea ca să nu creadă lumea că ascundem ceva. Știrea pe care mi-o propunea Teddy este așa. Surse, parchetul militar a declinat la BICOT dosarul 10 august. E o știre mai veche, Teddy. Erai tu plecat în Grecia să tăi la plajă, în timp ce noi munceam acilea. Asta a fost părinția lui Dragnea. Exact. Au trecut 11 luni de la violențele jandarmilor, mai e puțin să face anul. Și acum. Și parchetul militar e serios și acolo? Atenție, atenție. Când am spus că am avut o speranță mare și o încredere mare în ceea ce vor face procurorii militari, mi-asum ce spun. Am început să se șubrezească și încrederea și speranța, pentru că văd ce se întâmplă. Văd ce se întâmplă. Știu cât de mare e presiunea. Știu cât de mari sunt interesele. Corelați știrea asta de vodete de acum cu cea cu care am început emisiunea, cu zornăitul de cătușe din Ministerul de Interne. Dacă corelațiile. Zi-mă că te-am mai zis că te-am cenzurat. Păi, nu m-a cenzurat. Mă bagi în gura șefilor, zi. Nu, a curs o emisiune vie, emisiunea noastră. Râmnicu Vâlcea, concurs de inspector șef. Participă mai mult, câștigă unul. Știi ce a făcut ăla care a câștigat a doua zi? Și a dat demisie. De ce? Păi așa i s-a spus, bă, băiete, ori pleci ori. Și a dat demisie a doua zi. Deci câștigă concursul, a doua zi a dat demisie. Nu trebuia să fie el pe funcție. Ce anume e în spatele acestei inepții? Nu poate un om să fie la concurs. Inima și versul. N-a fost ăla care îl vrea partidul acolo. Ce nu înțelegi? Păi și omul de ce și-a dat demisia cu concurs câștigat pe bune? Pentru că i s-a spus, cum între pleacă, ați dat-o cu zănăi de cătușe și cu de-astea. I s-a spus, pleacă și a plecat omul. Nu, nu care a câștigat pe bune un inspectorat de poliție? Da. Inspector șef Râmnicu Vâlcea. Vă aduc probe cu tot ce vreți. Concursul desfășurat la IGPR la București. Ce vreți să vi le aduc eu? Păi ce? Păi așa o fi și prin sănătate, așa o fi și prin învățământ. Cine i-a pus, domne, să muște din momeala aia cu concursurile? Da. 15 ani am urlat noi, societatea civilă. Posturile trebuie ocupate prin concurs. Și acum vă spun, statistic, sunt mai mulți cei care pleacă din funcție după ce au dat și au câștigat concursul decât pentru că oamenii. Și m-a întrebat dacă am un argument. Păi dacă spun argumentul pe care eu îl știu și în care cred, ar însemna ca de mâine să plece încă jumătate. Cum vei explica secretarul general ajung din Ministerul de Interne, soția lui are dosar penal pe probe directe la Academia de Poliție și el e încă secretar general acolo și nimeni nu cercetează în profuzime faptele alea? De ce? Doamna Melnic, nu știu. Probabil sunt din alte interese acolo. Ăla nu trebuie să execute tot ce spune doamna Carmen Dan dacă dosarul penal există, fapta este constatată? N-am pregătit nicio... Acum mi-am adus aminte, sunt și eu cu vârsta, cu oboseala, cu căldura. Deci dacă eu eram în situația doamnei Melnic, eram arestat la ora 6, cu toate televiziunile veneau acolo în fața scării blocului la mine. Ce nu înțelegeți? Oameni buni, una dintre cele mai importante știri ale acestui sfârșit de săptămână, am uitat pe hârtii, o aveam în cap, am uitat, o oboseală, canicula, o să o pregătească Teddy, o să luăm publicitate un pic mai devreme ca să avem timp. Prima oară în istoria ruperii peninsulei coreene în două țări, prima oară în istorie, într-o zonă în care pacea nu există, e doar un armistițiu temporar care durează din anii 50 până azi, un loc în care o bordură la modul propriu, o bordură, separă două țări pe paralela de la Panmunjom, primul președinte al Statelor Unite care a trecut acea bordură, a pășit-o, se numește Donald Trump, a intrat în istorie. Este primul președinte american de după începerea războiului, care nu s-a terminat, nu s-a semnat pacea nici azi, care intră 20 de pași fix, a făcut 20 de pași în Republica Nord-Coreană, acasă la Kim. O să vedeți imaginile și asta doar ca să marcăm, pentru că gazetărește vorbind, nu poți face o emisiune într-o televiziune de știri fără ca aceste imagini istorice, măcar ca flash, să nu le inserezi în emisiunea de luni, început de săptămână.
Ne-am întors oameni buni în direct. Scriam acelea ca să pregătesc o întrebare lovitură. Mare lovitură. Mare lovitură de întrebare. Dom'le, în politica din România este evident, evident, numai tâmpiții cred că nu este evident, evident faptul că influențele moscovite, influențele washingtonite, influențele berlănite, pariziene, cum vreți, sunt clare. Și Macron, și Merkel, și domnul Trump, și domnul Putin își bagă coada în politica română, direct sau indirect. Este evident. Sunt puteri prea mari să nu... Ar fi și naivi să nu o facă. De-aia avem servicii de contraspionaj, contrainformații, de-aia avem SRI, de-aia l-avem pe Gabi Vlase, șef la SIE, ca să știm măcar cum stau lucrurile. Băi, oameni, în afaceri nici vorba, au venit direct. Unii sunt pe bune afaceriști, alții sunt acoperiți afaceriști și așa mai departe. Eu vă întreb pe voi. Dacă aveți bărbăție și presupun că aveți, mă, sindicate, Moscova, Berlinul, Parisul, sunt băgate? La mine nu, la noi nu. Sau cel puțin. La mine. Nu vă spun sincer, adică ce... Ce credeți voi așa după atâția ani de sindicalism? Ascultați-mă, eu mă raportez la mine așa, mă raportez la cine altcineva. De regulă, serviciile de informații încearcă să penetreze orice lucru care... Nu mă înțeles, mă. A, servicii străine. Oricare servicii, nu. Dar nu știi dacă, adică nu simți nimic că ar fi umblat pe la sindicate din România? Nu, deja ca să spun eu acum că suntem noi o țintă, eu, noi, nu e prea mult pentru noi. Sigur că lucrurile sunt într-o altă logică când vorbim de factor de decizii în statul român. Sigur că acolo serviciile de informații au fiecare bucățica lui de om care trebuie să răspundă prezent la... Ia uitați ce zice omul ăsta, zice că îl cercetează disciplinar pentru că a ieșit public și acum zice nu mai este. Șeful de gheabă. Da, zice că mă cercetează și pleacă. E doar un caz. Nu, ca idee de să fii cercetat disciplinar pentru că a ieșit public, când Constituția spune foarte clar că vorbim de liberă exprimare. Da, adică... bine, eu știu exact. Oameni buni, haideți așa, facem așa. Cât are beta, mă, Teddy? E un of. Nu-i cu sunet? Nu-l avem cu sunet? Pe acesta nu-l avem și cu sunet? Verifică, te rog eu, dacă are sunet și dacă are, dă-l pe post. Cu sunet, cu tot. E munca colegilor mei de la știri. Și nu le luăm munca fără să specificăm. Și chiar dacă e betă, dă-o pe post, Teddy, zi-mi. Cât durează, mă, să verifici dacă are sunet? N-are sunet. Ia zi. N-are sunet. Să ridici o cale să vezi dacă are sunet. Nu are sunet, că am mai văzut-o eu. N-are sunet, e grav. Dacă n-are sunet, e foarte grav, a fost montată prost. Are, mă, sunet, zi. Bine, n-are, presupun că n-are. Nu mai știu. Oameni buni, inima, scoate-i pe cei doi invitați și lasă-i pe cei doi la inegală, cumva să se vadă pe post, fără, adică să nu le tai capetele, pentru că e un moment istoric, nu-l putem vedea așa. Iată, stimați-le spectatori. Dă-l de la început, dă materialul de la început. Niciun alt președinte american nu s-a mai întâlnit. Președintele SUA Donald Trump a sosit în zona demilitarizată dintre cele două Corei, chiar înainte de o întâlnire istorică așteptată cu numărul 1 nord-corean. Președintele asiatic a acceptat în ultimul moment o invitație a președintelui SUA de a se întâlni într-o perioadă în care apropierea dintre cele două țări dă semne de blocaj din cauza disputei asupra programului nuclear al fenianului. And we got to meet, and stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made, and this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice, and I want to thank you. Niciun alt președinte american nu s-a mai întâlnit cu cel mai important lider nord-corean la această ultimă frontieră din perioada războiului rece. Donald Trump a devenit duminică primul președinte american în funcție care a pășit pe teritoriul Coreei de Nord. Da. Fac o mică, dar justificată corecție, n-are nicio legătură cu războiul rece. Nu este granița de la Panmunjom, nu este o reminiscență a războiului rece, care război rece a început mult, mult, mult după criza rachetelor din Cuba, mult, mult după. Dar acum nu ne luăm din asta. Ideea este următoarea. Aceste imagini sunt istorie. Ăia 20 de pași făcuți de Donald Trump dincolo de bordura care separă cele două Corei, este un moment istoric. E adevărat că reuniunea, discuția, toate au avut loc în Coreea de Sud. S-au întors peste frontieră și au discutat acolo. Atenție, vreau să fac o precizare, nu o precizare, vreau să spun ceva. Și uite, chiar v-aș avea un profesor să comenteze ce spun. Și mă refer la Sorin. Cele mai mari tratative de pace, cele mai multe momente în care s-a discutat despre pace, cele mai multe congrese de pace au avut fix loc
cu un an jumătate înainte de începerea celui de-al doilea război mondial. 37 și 38 au fost anii în care se discuta de pace, se bătea palma. Cu cât s-a discutat mai mult despre pace, cu atât războiul a fost mai aproape. Statistic vorbind, adică asta ne spun paginile de istorie care nu pot fi confruntate, astea sunt documente. Da, de asta vorbeam noi în pauză așa, că eu n-am niciun sentiment de liniște ca cetățean al acestei planete când îi văd pe ceilalți doi cetățeni din imaginile respective. De ce? E un sentiment de teamă. Ca eu, ca individ care cred că cel mai mare, cel mai de preț lucru pe care îl putem avea pe acest pământ este pacea, da? Nu mi-ați răspuns la întrebarea cu sindicatele și influențele externe. La noastră, la învățământ, n-ați simțit niciodată. No. La mine, nu. Nu știu dacă influențele au trecut granița României, dar nu, eu refuz să cred că anumite instituții care doresc să acapareze orice lasă fără să le facă curte unor instituții care numără peste 200.000 de membri. Deci intern, când vorbim de structuri de informații interne, toate sindicatele din România sunt penetrate. Asta e fără doar și poate ca obligație. SRI-ul are obligație să aibă oameni în sindicate. Deci toate eu te întreb altceva, dacă facem până aici. Adică îmi place că îi acuzăm pe politicieni. Eu am înțeles ce spune. Dom'le, se îmblat cu Putin. Lui ia oamenii lui nu știu care. Dodon ia lui nu știu care. Ăla ia lui Trump. Și noi Barna ia lui și cu Cioloș al lui Macron. Al cui să fim noi? Cu cine să... Ce face? Mi-adorm vigilența asta? Voi? Da. Ai fost luată la CES? La Confederația Europeană a Sindicatelor? Nu, la Bruxelles? Am fost la București la CES. Nu, la CES-ul de la Bruxelles. Păi uite, mergem o dată împreună să-ți arăt și cafenelele unde se discută. Ok, sunt... Cafenelele unde se discută politica înaltă a sindicatelor din Europa, similară cu politica europeană în domeniul politic. Una e că discuți la CES și alta e să fie la CES. Păi eu vă spun ce cred eu. Nu mai avem nimic, luăm publicitate, dar după publicitate, atenție, stai, Teddy, mai lasă-mă 30 de secunde. Bă, s-a întors ăsta cu biciu pe mine, mă, ce bine era fără el. Mă, biciu e în continuu, Teddy, ăsta. Deci ideea e așa, întrebarea la care vor răspunde cei doi, dacă vor, că răspunsurile le au, eu nu știu dacă vor să le dea, este următoarea. Domnule Dragne, domnule Coarnă, al cui candidat este Iohannis? Al cui candidat este Barna? Și al cui candidat este Teodorovici sau, mă rog, doamna Dăncilă? Păi Moscova, Germania, nu, dacă răspunzi acum, dacă îmi răspunzi acum, strice misiunea. Okay. Obișnuiește-te când ai să fii în locul meu, okay. se cheamă teasing. Pui o întrebare și lași oamenii să aștepte răspunsul lui Coarnă și al lui Dragne. Ai cui candidat sunt? Moscova, Paris, Berlin, Washington și așa mai departe. Revenim imediat. Prietenii urmează răspunsurile. Vecinii și... Ne-am întors ultima parte a unei ediții foarte, foarte tari. Mi-asum eu să spun chestia asta, mai ales că se termină în forje mare. I-am întrebat să văd dacă sunt bărbați. Și n-am discutat în pauză, jur. Asta e Sfânta Cruce, o silabă. Ca să zică, bă, hai că ne-ar... Ia mă să vă văd dacă sunteți mari lideri sindicali, cinstit. Al cui... Le amintim telespectatorilor întrebarea, că sunt unii mai în vârstă, oamenii au uitat. Ce a zis, bă, Barbu? Barbu a zis așa. Băi, Dragne și băi, Coarnă, ai cui președinți sunt? Nu, ai cui candidați? Iohannis, Barna și Teodorovici sau... Așa, și mă refer la... Domnul Măriș va răspunde la Teodorovici. Tu zici că e Putin? Domnul Mărieș. Păi, dar domnul Mărieș a zis că e lui Putin. Eu sunt de acord cu domnul Mărieș. Poți să te păzesc când spui că... Dacă e doamna Dăncilă, tot domnul Putin? Că e un om documentat, domnul Mărieș. Pe aia mă bazez eu. Eu mă bazez pe faptul că a avut o vizită pe care încă n-a explicat-o. Deci eu v-am răspuns la întrebare, da. Zi. Domnule, dacă ți-aș răspunde că toți trei candidații sunt exclusiv ai poporului român, ți-ar plăca telespectatorii din fața eu la asta mă gândeam acum. Nu e niciun alt poporul român. Dacă ai spune chestia, să te ajută afară. Ia aici afară, mă, de hai că vă spun, aici vorbim de Franța, Germania și Rusia. America nu are încă. Unde mă aici, că lumea nu vede? Păi domnul Iohannis e clar că e pe Germania, că niciun dubiu, nu avem dubii aici. Adică ce dubii? Nu tu cred. Zici Berlin. Berlin, dincolo bine. Paris. Deci susținere, mare lobby, mare cancelarul Berlin. Merkel e trup și suflet cu... Da, dincolo la Barna vorbim de Paris. Din... Aici vorbim, adică de Macron. De Macron. Că Paris nu are candidat. Macron. De Macron. Așa. Și dincolo vorbim de Moscova. Încă dinainte de Evu. Iar Washington nu are încă.
încă dinainte de Evul Mediu. Păi nu, din ce văd eu, da. Poate greșesc, da, e bravo, mă, corect. Cei care au condus pe aceste meleaguri au fost susținuți, au avut afinități. Nu, stați că le cumpăram până acum. Cumpăram, da, cu în alta poartă și așa mai departe. Departe. Exact. Acum eu nu știu dacă sunt. Nu știu, nu știu dacă oamenii aceștia sunt în misiune aici. Dar cu siguranță au simpatii și sunt simpatizați de cancelarele, ca să folosim termenul ăsta generic. În continuare, cred, fără să o spun într-un sens negativ, da, că domnul Iohannis are simpatii la doamna Merkel. Voi, deci tot Berlin. Tot Berlin. Bravo. Domnul Cioloș. Da, acolo cu Cioloș. Nu, domnul Barna. Exact. A, cu domnul deci Cioloș, Cioloș. Cu domnul Barna mă încurcați. Domnul Cioloș. Da, eu am mers în logica pereche Barna-Cioloș pe Paris. Domnul Cioloș, Paris, mai afinită decât... Dar de ce te încurmă cu Barna? Pentru că... Barna are susținere de la președintele Republicii Madagascar, malgașe. Nu, tot din Franța are și Barna. Iar domnul... De ce zâmbești, mă, zi, de ce te încurc cu Barna? Fii bărbat! Zoe, fii bărbat! Pentru că... Mă gândeam că ne întrebați... Domnul Cioloș, vă spun acum, nu va candida decât... Întotdeauna... În alegerile prezidențiale, în campanie electorală, cineva a devenit sac de box. Domnul Cioloș nu va candida decât dacă domnul Iohannis ar putea să devină sac de box. Dacă nu, domnul Cioloș nu va candida. Păi n-a primit mă suficient, e mai liderul de grup parlamentar în... Domnule, ați prezentat mai devreme sondajele acelea și pe mine m-a întrebat, știți că noi la facultatea, la Academia de Educație Fizică, Universitate, cum îi spune acum, facem și altceva decât bătut minge și așa. La un curs de sociologie, mi-a zis Dumnezeu să-i dea sănătate un profesor de sociologie, domne, că în sociologie... Nu mă de telefon, că se uite lumea la noi. Doamne, iartă-mă, când te văd cu Facebook-ul tău, mă apucă nervii. 1 plus 1... 1 plus 1 nu fac întotdeauna 2. Mai dau și 0,5, mai dau și 0,4. Asta se întâmplă în momentul de față, știi, din punctul meu de vedere, cu alianța USR Plus. Acum voiați că sunt într-o capcană mediatic vorbind. Da. Exemplu de simplă. Aceea de a răspunde la o întrebare fără să mă întrebați la rândul vostru, bă, dar totuși, de ce ne întrebi ai cui sunt candidații? Nu sunt, exact ce ai încercat tu să spui. Păi? Nu sunt ai poporului român? Domnule, dacă eram unul din... Oamenii care domnule, se uită la voi, ce cred? Aveți un candidat pentru poporul român? Așa am vrut să încep eu, să vă răspund. Și eu puteam să vă răspund altfel. Toți trei sunt candidați. Mergeam la Socrate și vă întrebam, e adevărat, e util, e oportun? Sigur, dacă vreți să filozofăm așa. De-aia am răspuns pe scurt, ca să înțeleagă lumea, că asta e percepția din stradă, nu că eu, coarnă. A zis și domnul Măriș, a răspuns simplu, Putin. Deci nu... Dacă aș fi fost implicat în echipa... În echipa de camp. Eu vreau puteam să vă răspund 1000 de feluri ca să mint poporul cu televizorul. Eu v-am spus ce cred eu și vorbesc în strada. Okay? Da. Dacă eram implicat în echipa de campanie a vreuna dintre ei, v-aș fi dat răspunsul care v-ar fi făcut telespectatorii să plece din această emisiune. Și doi, să vedem cine poate comanda un sondaj la care poporul român, un eșantion de 1500 de 2000 de persoane, să răspundă dacă vreunul dintre candidații de după decembrie 1989 a putut să ajungă președinte și ar putea să ajungă președinte fără simpatii externe. Mulțumesc foarte ce mult, de poporul. Dumitru Coarnă, mulțumesc foarte mult, Sorin Dragne, dar înainte de toate vă mulțumesc vouă celor de acasă că ne sunteți mereu alături. Rămâneți cu B1 TV, cu Bună România, Răzvan și Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune!